Salutare, prieteni, e un subiect foarte interesant. Nicu Ceaușescu știa încă de pe 22 decembrie 89 dimineața că în spatele loviturii de stat se află Ion Iliescu. Dimineața în jurul orei 7, Nicu Ceaușescu primește un telefon de la mama sa, Elena Ceaușescu, care se interesa despre situația de la Sibiu. Nicu Ceaușescu îi transmite că nu s-au înregistrat probleme deosebite. Nicu Ceaușescu ia legătura telefonică apoi cu mama sa, care îi transmite că e trădare de sus până jos. Restul o să-l afli de la televizor, a mai spus Elena. Nelămurit, Nicu îl sună pe Tudor Postelnicu, rugându-l să explice ce s-a întâmplat exact. Acesta îi transmite sacadat că în piață sunt 30-40 de mii de oameni și că în spatele acestei afaceri este Ion Iliescu sau Corneliu Mănescu. Unchiul său, Ilie Ceaușescu, îi promisese un elicopter lui Nicu Ceaușescu. Nicu aflase la ora 15:10 că puterea fusese preluată deja de către Ion Iliescu, persoana despre care el credea că se poate vorbi foarte bine, pentru că îl cunoscuse personal. Nicu se hotărăște să plece la București ca să vorbească cu Ion Iliescu. Ajuns la aeroportul Sibiu, în jurul orei 13, Nicu Ceaușescu petrece aproximativ o oră în incinta aeroportului, așteptând în zadar elicopterul ce-i fusese promis de unchiul Ilie Ceaușescu. Nicu ia apoi hotărârea să plece la București cu mașina. Prietena sa, soprana Daniela Vlădescu, îi oferă autoturismul personal unor sit. Nicu Ceaușescu pornește spre București, urmând traseul Copșa Mică, Făgăraș, Sinaia, Câmpina, Ploiești. Conducea soprana Daniela Vlădescu. Pe drum se opresc o singură dată să alimenteze cu benzină. Îl întreabă pe angajatul benzinăriei cum merg lucrurile la București, iar acesta îi răspunde că este liniște, oamenii se adună la televiziune și la radio. Informația îl liniștește pe Nicu și îl face să creadă că decizia de a merge în capital a fost cea potrivită. De la fuga părinților săi cu elicopterul de pe sediu CC al PCR, trecuseră aproximativ 3 ore. În jurul orei 19, Nicu ajunge la intrarea în București, în dreptul aeroportului Băneasa. Oprește mașina, obligat de câteva autobuze parcate de-a curmezișul drumului. Coboară din autoturism și se îndreaptă spre primii militari pe care îi zărește. Este recunoscut de aceștia și băgat într-o mașină a armatei, ce urma să se îndrepte către televiziunea română, locul considerat de Nicu ca fiind centrul noii puteri. Mașina în care se aflau șoferul și pe bancheta din spate Nicu, flancat de doi militari, este atacată de un grup de oameni ce recunoscuseră pe fiul lui Nicolae și Alenei. Cei doi militari sunt bătuți, fiind acuzați că ar fi încercat să-l protejeze. Nicu este scos din autoturism și după câțiva pumni și picioare primite în stomac, este condus către un autobuz parcat în zonă. La urcarea în autovehicul, este înjunghiat de o persoană necunoscută în partea stângă a stomacului, scuipat și bătut încă o dată. În final, cei prezenți se decid. Tot televiziunea română rămâne punctul de destinație. Nicu Ceaușescu este adus la televiziune în jurul orei 21. Este preluat imediat din curte de căpitanul Emil Cico Dumitrescu și urcat la etajul 11 al instituției, plin de sânge. Nicu Ceaușescu descrie scena respectivă în iulie 1991 așa. A fost o blocare din partea lor, se uitau destul de curios la mine. Domnul Ion Iliescu a spus, haideți să continuăm comunicatul, iar el să fie ținut de armată. În 23 decembrie 1989, Ion Iliescu spunea la televiziunea publică: în fine, stimați cetățeni, sunt arestați și Ilie și Nicu Ceaușescu. Va veni momentul judecății drepte, severe a poporului, a celor care s-au făcut vinovați de această tragedie națională. Nimic nu mai poate întoarce roata procesului de înnoire a României. Să ne urăm succes! Iar Nicu Ceaușescu spunea: a fost lovitură de stat pe fondul unei revolte populare. Iar Gabrielescu, da, deci împușcăturile astea între armate și securitate au început, Nicu Ceaușescu. Au început după ce am plecat eu de la Sibiu. După ce ați plecat dumneavoastră de la Sibiu, pe la ce oră ați plecat? Deci în jur de 12 dimineața AM, am vorbit cu șeful de cabinet al lui Coman, chiar în momentul în care pleca elicopterul.
Deci, Nicu Ceaușescu a fost acuzat de genocid și de morții de la Sibiu, însă el plecase de la Sibiu înainte de a se trage, plecase spre București. Și povestește de ce a plecat la București. Am plecat ca să stau de vorbă, că deja auzisem la radio și am și spus în proces că Iliescu, cu tare, îl cunoșteam. Hai să mergem să stăm de vorbă, să vedem ce s-a întâmplat. Adică nu credeam că lucrurile vor lua o turnură cu drame, cu tot ce s-a întâmplat după aceea. Bun, asta e. Se schimbă, se schimbă și mergem mai departe. Vedem care este situația. Că altfel de ce aș fi venit la București?